Acest tutorial este pentru cârcotașii care spun că la un diesel nu se poate regla pedala de ambreiaj să prindă mai jos. Am să vă arăt. În momentul de față, la mine pedala este foarte ridicată în comparație cu cea de frână. Am să vă arăt ce trebuie să faceți. Este vorba de un reglaj exact acea tijă cu cele două piulițe. O să am nevoie de două chei de 10 ca să desfac cele două piulițe. Le desfiletez mai mult ca să reglez pedala de ambreiaj să prindă un pic mai sus, va trebui să împing de această tijă înspre înapoi. Eu am să trag un pic de ea, prea mult. Am să trag și am să merg să verific cum îmi stă pedala. E un pic prea jos în comparație cu pedala de frână, deci am să mai ajustez puțin. Din câte îmi dau seama, față de poziția inițială, am deplasat șurubul și această contragreutate cam 5 mm. Iar în momentul de față, pedala de ambreiaj este la același nivel cu pedala de frână. Am să strâng cele două piulițe ca să nu se destrângă de la vibrații în timpul mersului. De precizat că nu toate modelele diesel au acționarea ambreiajului prin cablu. Toate variantele de 85 de cai sunt hidraulice. Nu știu să zic exact despre versiunea de 70 de cai, dar tind să cred că și la cea de 70 de cai este tot hidraulic ambreiajul.